Amice, dacă vrei cele mai șmechere și cele mai ieftine jocuri, intră chiar acum pe Neba, ți-am lăsat un link în descriere. Și dacă vrei haine și aș da șmecheri, intră chiar acum pe Foodshop și folosește codul Bercea pentru 10% reducere. Iar pentru articole sportive îți recomand Argol și de asemenea, dacă folosești codul Bercea, ai 10% reducere. Te-am pupat. Băiatul știe, dacă țineți minte din vlog, el știe unde este hotelul lui Inter Miami. Avem tot. Ce bine că am întrebat. Four Seasons. Four Seasons, ok, yes. Thank you. Și ca să vedeți așa un tour al apartamentului nostru unde am dormit. Aici am dormit eu la 7 stele cu Domi. No, aici am dormit eu. Aici a dormit el și acolo am dormit eu. Acum, sincer vă zic, nu din alte motive, dar ei ne-au mințit că avem canapele, că avem unde să dormim. Și când am ajuns aici pe canapele erau de nu poate să dormă un copil pe el, așa că, na, merge. Deci așa arată apartamentul nostru. Aici avem o bucătărie care practic n-a mai fost folosită de pe vremea primului rege. Nu vreau să fiu hater. Așa poate arată bine pe filmare, dar dacă stai aici e cam nașpa. Și vezi că n-a fost tocmai ieftin, dar asta este. Dar spune așa, dăm un notă în somnului. Bă, somnul a fost de 10. Deci am dormit, pe bune vă zic, am dormit de nota 10. Cum n-am dormit nici în cel mai șmecher pat, cum am dormit pe aceste saltele. Acum, în acest vlog, o să mergem direct acasă la Messi. Cum v-am promis, atenție, am aflat adresa lui. Probabil ați văzut, un localnic ne-a dat direct adresa hotelului. Și dacă nu-l găsim acolo, vom merge la baza de antrenament al celor de la Inter Miami. Am aflat și unde se antrenează. Se antrenează pe baza de antrenament al celor de la Al Shabab. Și vom merge acolo, poate îl întâlnim pe Messi și facem o poză cu el. Așa că nu uitați să apăsați și voi pe butonul de like pentru că ăsta este din nou un vlog despre Messi. Ia uitați ce avem aici. Îl așteptăm direct cu Messi. Mamă, să vedeți și voi. Deci dacă fac poză cu el și nu fac cu Ronaldo, plâng. Amicii mei, uitați ce avem aici. Avem un tricou. Am făcut rost de un tricou cu Messi, cu Inter Miami. Și poate, poate, Doamne ajută, vom reuși ca astăzi să obținem autograful lui. Acum vom merge la un hotel unde bănuim că s-au cazat ei. De fapt, hotelul pe care l-a găsit Tudor pe TikTok. Dacă nu-l vom găsi acolo, vom merge direct la hotelul pe care ni l-a dat acel băiat din aeroport. Acum nu știm pe cine să credem, dar mergem în toate variantele posibile pentru a-l întâlni. Și dacă nu, oricum vom merge și la baza de antrenamente a celor de la Al Shabab ca să îl întâlnim acolo, pentru că acolo se antrenează 100%. Hello, 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 thank, hello you. Thank you. Aici lumea este foarte prietenoasă. Acum mergem să luăm un Uber și ne vedem direct de acolo. Și ce vă roagă fratele vostru este să apăsați acum pe butonul de like. Vreau să strângem foarte, foarte, foarte multe like-uri, pentru că este un clip foarte special. Unul dintre cele mai speciale clipuri pe care eu le-am făcut până acum. Și mai ales că eu măcar voi încerca să-l întâlnesc pe Leo Messi. Și gândiți-vă că sunt foarte, foarte multe eforturi pe care noi le facem, dar nimic nu este imposibil și cred că-l vom vedea. Amicii mei, acum vine și Uber-ul. Băi, am comandat ceva frumos de tot. Mamă, vezi că este bine rău. Aici este hotelul. Bă, e imens de mare. Deci nu vă imaginați cât de mare e. Uitați-l. A, uite forțile alea. Aici cred că este Messi. Aici este Messi 100%, dar acum arată ăsta e. Adică, nu știu, nu vreau să fiu hater sau asta. Aici la bogați. Aici la bogați. Nu-i ducea Beckham la ieftineală. Acum problema este că trebuie să intrăm. Cum intrăm în curtea hotelului? E simplu, nu intrăm. Da? E simplu, așa zic. Eu zic că intrăm. Și am intrat, mâncava jugura voastră. Ne-a zis să nu filmăm când mergem, ca să ne filmeze de la securitate. Și norocul nostru a fost că am lăsat camerele jos. Wow! Bă, incredibil. Wow. Uite Rolls Royce-ul în față. Și că am uitat în altă lume. Bă, ești nebun. Uite și poliția aici, jur. Zici că aici? Aici, uite poliția. De ce asta? A zis că sunt niște întâlniri mari. E incredibil. This is like in movies, man. Mamă, ce e aici, frate? Messi is here? Where is Messi? 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 Intrăm și noi la Rolex aici. Intru la Rolex aici. Magazin Rolex, ești nebun. Wow! Băieți, știți care e problema? Dacă supărăm ceva pe aici, am belic aici. Ne deschide ușa aici, nebun. Și nouă nu deschide. La noi, noi suntem mai săraci. Deci am ajuns aici la hotel și băiatul ăsta pare că știe. Bă, fii atent că e la vrăjeală. Eu am o teorie. Ăsta știe că aici că râdea. Râdea și ne-a zis că nu e aici. Mamă, și aici. Cred că o să ne dea afară. Nu știu de ce se uită că am urât. Ia uitați, băieți, ce e aici.
Și avem aici un Rolls Royce. Mamă, cum e, frate. E pachet de mensuri. Vai de capul meu. Uitați-vă și voi cum arată numai. Asta e mașina lui Messi, sigur. Bine, nu e a lui, dar oricum. Până și suportul de la număr e Dubai. Vai de mine cum arată, e nebun. Până și suportul de la număr este în carbon, frate. Vai de mine cum arată. Ia uitați, acolo s-au dus să vorbească cu cine, mai exact, nu-mi dau seama. Ne arată unde ar fi Inter Miami, de fapt. Ia să vedem. Ce a zis? E în felul următor. Că acolo aparține tot de ei. Ok. Că acolo sunt jucătorii de la Inter Miami. Jură-te. De așa. Contul meu. Deci acolo, acolo sunt la mall-ul ăla sau cum? Hai zic că e și mall, dar e și o parte din hotel. Ok, acolo, ok. Hai să mergem direct, acolo mergem. Adică acolo este noi, am plecat de aici. Ok, și o să mergem direct acolo, dar nu știu pe unde o să ajungem. Uite pe aici o să ajungem. Este ceva de mers, adică pare destul de aproape, dar e departe pentru că trebuie să urci și niște scări, dar cred că acolo s-ar putea. Dacă găsim autocarul, sigur, am dat lovitură. Și ca o mică particularitate, uitați-vă parcarea hotelului cum este. Fiecare mașină are umbreluța ei, pentru că acum este foarte bine afară, dar este iarna aici, aici sunt 20 ceva de grade. Vara, gândiți-vă că sunt undeva la 50 de grade și fiecare mașină are umbreluța ei, frate, să nu stea în soare, incredibil. Deci am aflat oficial și vorbesc foarte serios, aici este canapea. Băiatul de la bază n-a vrut să ne lase, ne-a pus să ștergem filmările, dar i-am spus că suntem 4 youtuberi români. Avem peste milioane de abonați și doar stăm aici la distanță și filmăm și noi. Dar acum când ne-a zis, a zis ok, dar să facem liniște. Deci este oficial, Messi este cazat aici. Și vorbim foarte serios, nu este niciun fel de clickbait sau ceva, Messi este chiar aici în acest hotel. Și cam așa arată aici, o să urcăm chiar acum. Avem furtună, avem de toate, doar că trebuie să nu părem suspicioși. Bine, cu telefoanele în mână nu știu cum am părea, dar... Ok. Și cum ar fi să găsim aici autocarul lui Inter Miami? Wow. Da! Ăla e! Băi, autocarul lui Inter Miami, jur! Este autocarul aici! Uitați-le! Autocarele lui Inter Miami, uitați-vă, sunt amândouă! Riyadh Season! Nu cred! Băi! Cum l-am găsit, ești nebun? Nu cred așa ceva. Scrie pe el Riyadh Season. Aici este Leo Messi. Haideți să filmăm autocarele cât de repede putem. Vedeți că au venit de la pază. Luați ușor, ușor, să nu ne agităm. Deci nu vă agitați. Ciprian, hai, stai mai aproape, Ciprian. Stai mai aproape de noi și haideți să stăm cu minte. Uite, acesta este unul din autocare, știți foarte bine, și acolo este cel de-al doilea. Sunt și mașini negre. Uite, acele mașini îi escortează. Ne-au dat oarecum în spatele acestui gard și acolo, ia uitați, sunt bluzele celor de la Inter Miami, aici sunt. Urții când vor coborâ și problema este că l-avem pe bodyguardul lui Messi, care cel mai probabil ăla, dacă trecem de gardul ăsta, ne va lovi tare. 5 minutes, man. No, no, no. Please, 5 no. minutes. Am un crisou, azi, mamă. Nu ne înțelegem cu ăsta deloc. Da, stai și ne-a zis să venim la 7, dar la 7 e prea târziu pentru că noi trebuie să fim și la meci. E foarte rău. A fost un băiat acolo care aștepta și ți-a întrebat. Te mergi aici? Nu, dar autocarul era în față, adică n-avea unde să fie. Ca să vă dați seama, și el cam asta pândea. Nu sunt bluzele, văd acolo hainele lor. Tudor a văzut aici un clip cu Messi și Suarez care se plimbau, dar exact acolo în interior, că l-am întrebat și filmarea este făcută chiar acolo pe gangul ăla, dar n-avem voie să intrăm. Uite-i. E de la Inter Miami, jur. Jucător de la Inter Miami, jur. Uite-i. Uite-i. Jur. Ne-au văzut fug. Bă, au fugit de noi. Și au fugit. Te-ai dus, i-ai speriat rău. Ne-au văzut cu camerele și au fugit. E... Nu sunt jucători, dar sunt de la Inter Miami. Sunt din staff sigur. Sunt din staff sigur. O forțez grav, vreau să intru aici să văd ce e. Nu mai știu că risc, dar asta este. Nu e nimeni, nu e, eu, o femeie cu un copil aici. Aici a fost filmat Messi și cu Suarez, da, fix aici. Fix aici este filmat. Pe gangul ăsta. O riscăm rău pentru că am intrat în hotel prin spate cumva. O riscăm rău. E norocul nostru că nu e pază, e aici este doar un domn de tund de iarba, ok. Vedem acolo, sunt din staff de la Inter Miami, uitați. Sunt de la Inter Miami, din șepci, training și tot. Ce
cine-s băieții, nu-mi dau seama. Aici sunt camerele unde sunt cazații, cel mai probabil, uitați-vă, toate sunt cu draperiile trase, dar lumina aprinsă. Nu cred așa ceva. O părere așa, cum arată aici? Deci e superb, suntem chiar în inima hotelului, cum ar veni, în mijloc. Ia uitați-vă și voi, ce e aici, frate? Pagani, nu te cred, e Pagani asta, frate. Pagani, băieții. Wow! Uitați-vă și voi, băieții. Sunt doar la câțiva metri de un Pagani. Wow! Știți cât e mașina asta, nu? E cel puțin 3 milioane de euro. Uitați-vă, avem aici o cafea cu o frunzuriță sau o față. Aici este un fel de centru al hotelului. Acolo, aici este foarte unde ies cazați. Dacă observați, acolo sunt draperiile trase. Deci cel mai probabil, adică nu că cel mai probabil, dacă oamenii din staff, i-am văzut și este aici, autocarele aici, ei n-au unde să se apune. Ei, să apară acum pe ecran. Da, o să punem o imagine când ei se plimbau chiar pe aici. Aici, pe unde stăm noi acum, ideea este în felul următor. În oricum, este o zonă foarte retrasă. Uite că ăla ne face poze. Nu știu de ce, în fine. Nu este multă lume și probabil o să avem șanse să-i întâlnim. Acum o să stăm aici cât de mult putem. Sper să ne dea afară, da. Da, eu zic că îi prindem. Ia uitați-vă. De la Inter Miami. Și acum am aflat, doar că eu nu sunt cu muzica asta, mi-a zis Tudor că e un DJ de ăsta cunoscut, probabil e ceva prieten, a fost invitat și el. Cred că a fost invitat la meci. Ia uite-te. Steve Aoki, așa îl cheamă. Și el era, așa părea, dar avea training-ul de la Inter Miami. Domnul de aici a venit și a spus că s-a uitat la noi și a crezut că eu și cu Ciprian suntem fotbaliști de la Inter Miami. You look like a player. Yeah, thank you, thank you. Thank you so much. Yeah. Nu sunt, din păcate, și noi player suntem with the water. Yes. Deci el are poze. I have two videos, one is from Ronaldo, I have 4 million views on that. Ok, deci că el l-a this filmat pe Messi și pe Ronaldo. Bro, exact filmarea pe care this is 4 stai contul lui. Yes, brother, look. Stai puțin. Yes, yes, exactly. You are. Thank you, sir, thank you very much. I saw you. Brother, you are a living legend. Thank you very much, sir. Brother, thank you, sir, thank you. I saved your video. Today. Yes. I saved your video. El i-a filmat pe aici. I have many videos, I have not uploaded that. If you need, yeah? I can forward. Yeah. Send us, please. Deci băiatul de la Paza ne-a spus că pe lângă faptul că Messi este aici și el i-a filmat, ne-a mai spus că Ronaldo vine foarte des exact pe aici și se plimbă, pentru că este o zonă foarte retrasă în care nu are acces nimeni. Noi avem foarte mare noroc, deoarece i-am spus băiatului de la Paza că suntem youtuber și că nu o să deranjăm și ne-a lăsat aici, dar și că Ronaldo aici vine foarte des să-și bea cafeaua, să mănânce, pentru că este o zonă foarte, foarte securizată. Wow! Wow! De la geam, un lapă de jucător de la Inter, nu știu dacă se vede, face ceva acolo, l-am văzut la geam. Uite, fix la geamul ăsta e. Uitați acolo bluza, dacă o vedeți. Și fix acolo și făcea ceva, dar nu dau seama ce. Deci, aici este clipul unde Messi a fost surprins cum mergea. Dacă vedeți acel pod, au pus astăzi acele lumânări și galeria. O să vedeți pe ecran acel TikTok, dacă îl mai pune Eddie. Deci ei treceau fix pe aici și se vede această galerie. Uitați acolo și autocarul. Este că a ieșit aici, chiar aici, a venit bodyguardul lui Messi, l-a văzut un tip, dar n-a avut voie să se apropie de el și ne-au comunicat că la ora 4 ei o să plece spre stadion. Și la acel geam avem un jucător care se schimbă. Ia uitați-l. Dar ne-a văzut. Ne-a văzut. Un jucător de la Inter Miami mi-a făcut cu mâna. Eu i-am făcut cu mâna la geam și mi-a făcut cu mâna, dar nu știu cine este, nu-mi dau seama, că nu se vede bine, dar ne-a salutat. Avem un jucător de la Inter Miami acolo. Ne salută. Îl avem acolo, da? Ce tare, bă, a făcut cu mâna. Acum au trecut pe aici doi băieți din staff. Ciprian i-a întrebat taca dacă te vizita staff și mai știi și i-a zis că nu, că sunt doar suporteri, dar au intrat în hotel, ceea ce n-au cum, pentru că cineva ne-a zis care lucrează aici că hotelul este full book. Ei au dat toate camerele ocupate ca nimeni să nu poată să își cumpere camera aici. Deci Inter Miami de fapt a închiriat tot hotelul. Deci practic ei n-aveau cum să intre. Au mințit. Doar ca idee să știți că cei care sunt din staff așa fac mereu. Mint. Acesta este jucătorul care ne-a făcut cu mâna la geam. Asta e. Da, uite, da, da, și înalt, asta e. Da, 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 da. Și la cu tatuajul găsiți X Breaker și pe ăla. Da. X care era ăla cu tatuajul? Uite asta, da, Robinson. Cred că tot Robinson ăla. Ah, el e, da, așa, el, uite-l. El. Nu e, bro, că ăsta e mic, uite de micuț ăsta. Păi da, ăla primul, era o poză. Pe asta zic. Ăsta e la primul, dar al doilea. Primul și al doilea e ăla. Al jucător acolo. Hai că poate se uită și le facem iar cu mâna. Amicii mei, știm exact pe unde va ieși Messi, pe unde va ieși echipa. Avem exact locația, este puțin lângă hotel, după care se vor duce la autocare. Ideea este în felul următor. Cei de la Paza ne-au spus că el ieri a oprit și a dat autografe și poze cu cei care au fost aici. Acum nu știu dacă va opri. Sperăm că îl putem și filma. Și ideea este că un fan care este în cărucior cu rotile a venit aici și ne-a dat filmările de ieri.
de la baza de antrenament a lui Al Shabab a reușit să-i filmeze când se antrenau. Acum este șansa mea. Deci credeți-mă că tremur, chiar dacă eu sunt foarte mare fan Ronaldo, dar îmi place foarte mult și Messi și chiar pot să spun că sunt fan, dar sunt fan mai înrăit Ronaldo, dar credeți-mă, tremur tot că am șanse foarte mari să fac o poză cu Messi sau măcar să-l văd de aproape, să-l filmez. Doamne ajută și haide să mergem. Ia uitați, băieții din stafful lui Inter Miami, chiar aici și pe ăla mai chinez așa care a crezut că este cântăreț. De aici vor ieși băieții, nu ne mai lasă să ne mai apropiem. Acum în maxim 30 de minute pleacă, maxim 30 de minute. E clară treaba, șansele au scăzut spre 0 pentru că au venit cei de la securitate, l-au văzut pe Tudor cum filma, au venit, ne-au pus să ștergem din filmări, de fapt nu le-am șters, eu am fugit, dar nu mai contează, l-au pus să șteargă una, două filmări, nu ne lasă nici să ne mai apropiem, acum o să plece și... E bine că am fost aproape, dar nu știu dacă măcar îl vom vedea. Acum avem o situație foarte riscantă. Nu găsim niciun Uber și problema este că avem șanse să nu ajungem la meciul dintre Al Hilal și Inter Miami. Incredibil așa ceva. Nu știu ce se întâmplă. Uite, avem aici o mașină de la pază, ceva de genul. Uitați-vă și voi ce mașini au. Când sunt Messi și cu Beckham aici, e paza și e securitatea, sunt în floare. Foarte greu, foarte greu. Și autocarele nu cred că vor ieși pe aici, vor ieși prin partea cealaltă. Dar asta este, încercăm așa. Leo, uite și tu ce am făcut pentru tine, Leo. Messi, să ne dai banii pe Uber, bă, să ne dai banii. Să ne dai sari, băi. Să ne dai sari, bă, că ne-am chinuit pentru tine și ne-a zgonit. Nu se poate așa ceva. Eram 6 oameni, bă. Bă, 6 oameni, nu mureai, bă. O poză, bă, por favor. Și uitați în fața aici, este stadionul lui Al Nasr. Ia uite. Al Nasr. Amicii mei, o nouă zi după ce ne-au dat afară de la hotelul lui Leo Messi, astăzi am venit la baza celor de la Al Shabab și avem un noroc deosebit, este ora 2 și ceva și la ora 4 urmează să ajungă aici echipa lui Inter Miami pentru a susține antrenamentul înainte de meciul cu cei de la Al Nasr. Deci dați-vă și voi cât de ușor putem vedea terenul. Acum, ce trebuie să facem noi este în felul următor. Probabil autocarele o să intre pe aici. O să încercăm cumva, dacă există vreo posibilitate să intrăm în interiorul stadionului, dar slabe șanse, plus că securitatea iarăși suntem plătiți. O să fie foarte, foarte mare și eu să vină dintr-o dată, gen, chiar dacă acum pare relaxat, ne așteptăm să vină cineva care să ne gunească. De fapt, cred că aici vor veni cei de la Inter Miami. Da, cred că aici vor veni. Dar sunteți siguri? A, ba, de fapt, da, aici o să intre. Pentru că sunt și oameni de aici, ori par din staff, da, ăștia par din staff oarecum. A venit și poliția, se pregătește intrarea celor de la Inter Miami în bază. Deci, am aflat în premieră, cei de la pază acum sunt puțin mai de treabă. Aici vor veni cei de la Inter Miami, se vor antrena. Dar mare atenție, la ora 5 au zis că o să ajungă. Ne-au spus mai mulți, ori 4, ori 5. Este ora 2 și ceva acum. Și vom merge să mâncăm ceva pentru că este foame și așteptăm după. Poate. Eu cred că avem șanse, frate. Poate strigăm la el. Avantajul aici, și repet, nu este ca în Europa. Aici lumea nu vine, nu îi deranjează. Adică noi oarecum îi deranjăm pentru că mergem după ei, dar aici să știți că deși baza celor de la Al Shabab este în interiorul orașului, nu vine lumea. Acolo erau câțiva oameni, dar cred că erau din interiorul clubului sau nu știu. Dar foarte puțini, adică pentru nivelul lui Messi și al lui Cristiano, mă așteptam să fie full de oameni aici, dar nu este nimeni. Ai avantajul ăsta, că ești mai liber și poți încerca să faci o poză sau ai șansele totuși ceva mai mari. Asta este, hai să vedem ce mâncăm. Aici e stadionul și fix lângă eu de asta cu Barcelona, ia uitați-l și pe Messi, dar foarte veche. Abar am de abandonat pe aici, o bază abandonată. Hai, noroc, fratele. Hai, că nu te uiți. Mă, mergi că nu te ud. Hai, mă, că nu te udă. Bă! Nu da telefoane. Unul a venit aici să-l vadă pe Messi, dar are tricou cu Ronaldo. Au trecut vreo 2 ore de când stăm aici. Autocarul celor de la Inter Miami trebuie să apară în vreo 20 de minute. Am încercat toate posibilitățile să luăm o acreditare ceva, însă n-a reușit, dar mi s-a dat voie să stăm aici să filmăm pentru că este foarte aproape de unde vor intra ei. Și poate Messi ne vede, suntem foarte puțici, a, mă, veniți și voi la o poză. Dacă nu, oricum am stat foarte aproape de Messi, ne-a ieșit și treaba asta, deci nu mă așteptam. De ce să este alt YouTuber de fapt? I hope you will meet Ronaldo. Thank you so Messi. Much. I hope you meet Messi. I hope too. Thank you very much. Appreciate. Băiatul este YouTuber și am vorbit acum mai multe cu el. Săracul de el a fost în Miami acum 2 săptămâni sau ceva de genul. I-am povestit că am fost și după Messi și asta și ne-a spus că Messi nu oprește niciodată. A trecut de 2 ori pe lângă el, a stat la ieșirea bazei de la Inter Miami. Era doar el, dar a spus că era într-un Bentley Bentayga, el conducea, dar nu oprește Messi. Da, trebuie să înțelegem asta. Poate astăzi avem mai mult noroc. Sunt aici cu prietenii mei din Franța. Ei sunt și YouTuber. Which is your YouTube channel? Crypto. Crypto. Okay. You have
to follow me on YouTube. Yeah, no problem. Because subscribe. I help you with some information about Messi. Yeah, yeah. I wish you luck and if you make one photo with Messi, please send me. Okay? Yes, no problem. Okay. Thank you so much. Bine Messi, fraților. Suntem doar la câțiva metri de Leo Messi. Vin la antrenament. Ia uitați-vă. Ok, vin două autocare. Ok. Vine o mașină de poliție în față. Stăm aici. Ia uitați. Toată echipa lui Inter Miami. Ia uitați-l pe bodyguardul lui Messi. Hello brother, hello brother. Love you Messi. Come to Craiova. Come to Craiova. Messi, come to Craiova, Messi. Bă, hai la gard. Hai la gard. Hai la gard, hai la gard, hai la gard. Bagă mâna. Hai să-i vedem pe mâna. Câteva secunde. Nu. Ia-l pe chinezul ăla bătrân. Trebuie să iasă bodyguardul prima. Da, da, eu am făcut cu mâna la bodyguard. Da, păi era prima. Nu. A, Messi, afară. Ia-l, bai bodyguard, îl văd. Suarez, uite-l pe Suarez. S-a dat jos Suarez. Ia uite-l iar pe chinezul mic. Jordi Alba s-a dat Suarez, jos da. Busquets. Nu-l văd pe Messi. Messi o să coboare ultimul. Când vedeți că se mișcă bodyguard-ul. Avem acces și la teren puțin, dar încă nu. S-ar putea să aibă o conferință de presă, ceva. Băieții l-am văzut și pe Messi, băi, nu foarte aproape, dar a fost, cred că la vreo 30-40 de metri, cam așa a fost de noi. Ce este de apreciat, că cei de aici au fost foarte de treabă față de cei de la hotel. Adică ăștia chiar au fost de treabă, ne-au adus și apă. Foarte de treabă, deci oamenii chiar au fost deosebiți. Nu știu dacă vă vine să credeți sau nu, aici este echipa de copii al celor de la Al-Shabaab, care se antrenează. Și în spatele meu aici, aici este o mică poartă și poți să ai acces la teren, se antrenează Leo Messi, dar nu putem intra că este pază. Doar la câțiva metri de noi este Leo Messi, în spatele nostru, vorbesc foarte serios, dar nu avem voie să filmăm, nu avem voie, deci nu-l lasă. Ne pun să ștergem filmările, dar e o chestie așa, adică să te gândești că acești copii joacă chiar aici fotbal și în spatele lor se antrenează Leo Messi, dar eu nu cred că ei știu treaba asta. Chiar acum îi vedem pe cei de la Inter Miami cum se antrenează. Ia uitați. Bagă bicicletă. De fapt, e chiar aici Leo Messi în fața noastră. Uitați-l pe Messi acolo, în centru. Face acum alergare. Da, ia uite-l. El e, da. Obișnuită, da? Cam atât cu aventura noastră de aici, amicii mei. Din păcate avem o veste teribil de proastă. Voi vedeți acest vlog chiar mâine și acum am aflat, Cristiano nu va juca. Deși noi prin alte surse am aflat că va juca, acum nu știu ce să mai cred. Cineva din interiorul clubului ne-a spus că este fit, că e ok, că se antrenează cu echipa și așa mai departe. Dar nu știu ce să cred. Cineva din club ne spune că e ok și că se antrenează cu echipa și acum pe internet se spune că nu o să joace. Acum nu știu ce să cred. Până la urma urmei nu e totul pierdut, dar asta este, poate. Nu uitați să apăsați și voi pe butonul de like, astăzi a fost iarăși, au fost două zile pline cu Messi. O să urmeze două zile pline cu Cristiano, meciul dintre Al Nassr și Inter Miami. Eu am fost Bercică, v-am pupat.